Versetul 12 este pentru România. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Suntem în ultima zi din 2023. Niciun zângani de arme, nicio grenadă care se cadă, nicio dronă nici o bombă. Știți de ce? Cineva ne-a ascultat rugăciunea. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Isus Hristos. Și ochii Domnului au fost neîncetat îndreptați spre România. Suntem o țară binecuvântată și strigăm din toată inima slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul care ne-a încununat cu prezența sa și cu privirile sale în 2023. Și ce bine!